Haideți să vedem și alte exerciții pe care le întâlnim cu precădere prin lucrări, respectiv examen de bacalaureat, desigur. Bun, de exemplu, ni se dă o dezvoltare, fie dezvoltarea, să zicem 2a plus 1 pe radical din a, totul la 7-a. Ce mi se poate cere aici? Poate să mi se ceară, de exemplu, calculați termenul al patrulea, T4. Ca și cerință T4 se mai spune termenul de rang 4. De rang 4 înseamnă al patrulea. Bun, la fel de bine mi se pot cere termenii din mijloc. De ce termenii din mijloc și la alte exerciții poate să mi se ceară termenul din mijloc? Păi noi știm deja că dacă puterea este 7, voi avea în total cu 1 în plus termen, adică voi avea 8 termeni în această dezvoltare. Putem să specificăm că a e mai mare ca 0 ca să aibă sens acest radical, desigur. Și deci, fiind 8 termeni, nu va fi nimeni la mijloc, 8 se împarte exact la 2, voi avea deci 2 în mijloc. Dacă, de exemplu, aici aș fi pus la 6-a, aș fi avut 7 termeni în total, deci 7 fiind număr impar, exista unul care rămânea singur pe mijloc și deci pe la vi-l cere să-l calculați desigur. Aici am specificat termenii din mijloc. Hai dezvoltării. Bun, haideți să vedem. La ambele formule, ambele cerințe, voi folosi ceea ce folosesc cel mai des la această lecție și anume forma termenului general. Tk plus 1, deci în dezvoltarea a plus b la n, voi avea tk plus 1, combinări de n luate câte k, a la n minus k, b la k, K se plimbă de la 0 la N. Aceasta este formula pe care trebuie neapărat să o țineți minte. Deci, T4. Ca să o aplic pe K plus 1, să le evidențiez, voi scrie pe 4 T3 plus 1. Și calculez combinări de, am N-ul meu, este puterea, 7 luate câte 3, ori primul termen 2A, la diferența 7 minus 3 a 4-a, ori al doilea termen 1 pe radical din A,